Deci exact la pâinea mea am făcut. Te-a uratat-o. Gamer. Hai mă. Deci chestia asta mă face să mai iau o bucată de pâine. Salutare! Astăzi vreau să fac un pescuit la suprafață. Nu știu încă dacă mănâncă pește la suprafață. Pescuiam așa vara și prindeam mulți ciortani și amuri, teni și chiar mari. Să folosesc o plută grea, lângă care am două stopere. Pluta o să fixez cam la un metru, un metru și ceva de cârlig. Și de la, cum am zis, până la cârlig am un metru și ceva. Cârligul este acesta. Un cârlig mare, cel mai mare pe care l-am. Fără plumb, fără nimic. Scopul e să iau coajă de pâine. Coaja de pâine, pur și simplu bag cârligul în ea, așa. Folosesc o boloneză de 5 metri, un fir destul de gros și o să încerc, da. Sincer, nu sunt semne că ar mânca la suprafață. Am venit pe malul ăsta pentru că aici bate vântul din spate. Deci acolo se vede pluta. Și pâinea practic plutește lângă plută, cam la un metru jumate. Plută folosesc mai mult ca și greutate, se pot lansa mai departe pâinea. Deci pentru că astăzi pe zi am mâncat extraordinar la boilesuri, n-am putut da prea mult la pâine, dar mâine o să dau iarăși. Acum nu mai dau la suprafață că am observat că nu vor să mănânce la suprafață, o să iau pâine, o să fac așa sau ceva, bag ligul în ea, o strâng aici bine. Și asta o umezesc un pic. Așa. Și asta s-o las. O să dau un mal, pentru că am văzut că tot sar pești. Și o să o las să coboare așa încet, fără plumb, fără nimic. S-o las acolo.
Exact când am oprit GoPro-ul, ceva a luat-o, a luat-o fain de tot. Ia uite, nu știu, ori crap, ori amur. Dar la cum a, la cum a zbugit-o, s-ar putea să fie amur. Fai de capul, ce mișto a luat-o. Nu vine să cred că exact în momentul ăla am oprit GoPro-ul. Incredibil. Deci mi-a dispărut pluta instantaneu. Ceva fain. Dacă începe să dea din cap, e amur. Deci, la plută, la pâine. Incredibil. Incredibil ce surpriză se poate feri balta B. Și nu am minciogul normal. Incredibil. Uite cum merge. Da, asta s-ar putea să fie amur. Uite cu ce viteză merge încolo. Numai bine, merg să-mi iau minciogul. Merge deodată cu mine. Ce tare fază, merge deodată cu mine. Ce tare. Așa. Sper să se fi întrepat bine. Acum o să risc să-l pierd chiar. Hai doamne, cât de fain se simte. Un pește frumos. La boloneză. La apusul soarelui. Dar de-abia cum aia se pluta. Incredibil. Deci mi-a dispărut pluta instantaneu. Incredibil. Ce chestie. Exact în secunda aia mi-am oprit GoPro. Nu, nu, amur nu e. Dacă era amur, fugea de la mal deja. Important, ceva fain. Dacă boloneza săracă e îndoit toată. Fai de capul meu. Noroc că pusesem baite la năzut, altfel cred că îmi trăgea bățul apă la cât de brusc l-a plecat. Asta dacă e un ciortan, vă dați seama ce mișto pleacă un amur. Nu știu dacă e ciortan. Dacă e amur, o să am de lucru cu el. Deci am venit tocmai din colțul al bălții, a venit până aici sub bețele astea de crap. Da. Deci ciortan, cred că pică. Teoria. Da. Deci, vă spun, și dacă scop este și dacă nu-l scot, deci ziua de azi a fost incredibilă. Ia uitați. Totuși s-ar putea să fie amur. Incredibil. Prima lansare la pâine acum pe seară. Și uitați ce drill minunat. Boloneza. E incredibil. Boloneza barracuda. Ah, e un... E o oglindă. Contează că asta o să merg și o să mai lansez o dată. Uai, dar ce oglindă neagră și frumos. Ok. Uitați, oglindă prinsă la pâine. Superbă. Uai. Și superbă. Noroc că mi-am pus baitera, nu?
Da, deci de asta am crezut că e amur. Pentru că oglinzile astea sunt bătăioase rău. Fuuu, ia uitați. Superbă. Oglindă la pâine. Da, deci uitați. Firul pur și simplu și cârligul. Dar ea, după ce a luat pâinea, când a simțit cârligul, a zbugit-o atât de tare că s-a înțepat singură. Deci, incredibil. Incredibil de frumos. Deci, fai de cap. Partide de vis. Uitați. Incredibil ce oglinde frumoase. Are în jur de 5 kg la pâine. Incredibil. O să-i dau drumul. Și o să merg să mai lansez o bucată de pâine. Mai bine că am făcut drill-ul aici, că poate acolo deja au revenit peștii, uite-ți. Superb. Și exact așa o să prind și amuri când încep să mânci amuri. Bun. O să repet chestia. Cârligul gol, plut acolo, pâine frumos. Ea coboară lin la fund și crapii nu vor suspecta nimic în neregulă. Oricum, faza a fost incredibilă. Ia să merg așa încet. Deci, chiar am activat bite runner-ul, pusesem bătul jos, oprisem, chiar când am apăsat pe butonul de oprire a GoPro-ului, am văzut valuri lângă plută și a dispărut. Superb. Și acum parcă se văd niște bulbuci. Pluta voi nici nu o vedeți, că, pentru că nici eu nu o prea văd. Dar oricum, tehnica asta este foarte bună pe bălți unde sunt pești. Învățați să mânce pâine. Eu opresc GoPro-ul din instinct, pentru că consumă baterie. Bateria se consumă foarte repede. Dar nu contează. Am avut o zi senzațională. Mai am de stat încă 24. Nu 24 de ore, fai de cap, deci mai am de stat încă 36 de ore. Deci am avut cât 10-12 ore superbe, superbe. Dar zici, lângă pluta mea iar se văd niște valuri. Aș vrea să prind un amur așa la suprafață, ca în zilele bune, când prindeam mult amuri, și 10 amuri pe zi prindeam, la coajă de pâine la suprafață. Adică nu dădeam cu miez să se ducă la fund, dădeam cu coajă să stea la suprafață. Dar acum încă nu pare a umbla amurul. Amurul când umble se vede clar la suprafața apei, se văd așa valuri clare. Acum mai trag un pic aici.
da, să activez bytrunner-ul. Nu se mai vede aproape nimic. Bun, o să opresc acum, pentru că e întuneric aproape de tot. Ce să zic? Nu mai dau așa, o să mai dau mâine așa și o să mai insist un pic mâine la suprafață. Dar pe seara asta o să opresc GoPro-ul, dar într-adevăr asta o să mai las câteva minute, și dar în caz că o ia, o să pornesc GoPro-ul. Așa că, în principiu, ne vedem mâine pe lumină. Dar mă pregătesc să plec. Cam într-o oră și ceva o iau spre casă. Dar mai încerc o dată, de două ori. La coajă de pâine, așa la suprafață. Poate, poate. Da, am acolo bucata de pâine, asta am dat-o la suprafață și am observat că pe lângă ea mici parcă încearcă să ia și ceva mai mare. Aha. Arată, o tot ratează. De obicei așa se întâmplă acum primăvara. Întâi cigulesc ea mici la bucata de pâine până vine unul mai mare. După cum o tot ratează, cred că este un ciortan, pentru că dacă era amur, amurul venea frumos și o lua fără probleme la ce gură mare are. Dar dacă o să mi se pare mie că totuși sunt șanse să mânce la suprafață cum trebuie, atunci când o să înceapă să bate vântul din partea aialaltă, să mă duc acolo. Ia uite, sare și pe plută ceva. Dar ăla mare, în loc să dea în pâine, dă în plută. Da, deci cum am zis, dacă se mi se pare că sunt șanse să mânce amurii sau crapii amari la suprafață, o să merg în partea aialaltă.
și în partea alaltă se îmbată vântul din spate. Și se pot lansa mult mai departe. Am impresia că a fost ceva mare, dar s-a speriat, a dat în plută și s-a speriat și a plecat. De obicei se întorc. Hai mă, deci ceva mare umblă pe acolo. Tot dă în plută. Incredibil. Ia băi nebunule, cu bucata de pâine, lasă plută. Bucata de pâine este în stânga plutei, se și vede. Da, pare a fi ceva certan. Acum au luat-o. În mod normal, acum, ideal ar fi să merg să la găți, dar vreau să plece cu pluta. Da, să vedeți imediat. Dacă au luat-o, dacă au luat cârligul în gură, pleacă și pluta imediat. Dacă nu o lua cârligul în gură, nu pleacă. Hai mă. Da, deci. Cârligul nu l-a luat în gură. Bun, o să pun alte coaje de pâine și să vedem. Am pus încă o coajă de pâine la suprafață. Și a fost un pește mare, pentru prima oară la suprafață am văzut un pește mare atacând pâinea. Dar nu a luat-o, a ratat-o, așa că mai aștept un pic. Dar se văd cum umblă pe aici mare la suprafață. Dacă ia mur, o să meargă și la pâinea mea. Dar poate sunt fitofagi. Și ea nu mănâncă, nu mănâncă pâine. Adică n-am prins niciodată. Da, ceva a luat-o ca lumea. Pluta mă ajută să văd când a luat pâinea 100%, că uneori mă pot păcăli.
am impresia că o lua pâine, dar de fapt nu o lua. Așa că când dispare pluta, înseamnă că o lua pâine. Deci a tras o ploaie bună. Acum sar pești în continuu. Hai mă. Ultimele două lanțeri. Am o coajă de pâine și o bucată de miez pe care o să pun pe câlii și o dau. Și dau la fund. Vreau să dau chiar aici în colț, unde sar pește. Hai mă. Asta-i mariale, să mai respire. Iau. Ne mai auzim. Hai mă. Iau și taiu. Deci am impresia că... Se merg de pe coare. Așa. Coaja asta o să fie ultima lansare de la partida asta. Acolo, ăla, cred că sigur e amur. În fine. O lua până acum, așa seara când am prins oglinda aia frumoasă. 3-4 minute o lua.
Da, deci ultima lansare pe partida asta. Acum se vede și pluta și bucata de pâine. Ia omă. Începe ploaia. Deci exact la pâinea mea am făcut. Au ratat-o. Băgam iar. Hai mă. Deci chestia asta mă face să mai iau o bucată de pâine. Deci instantaneu a dispărut pluta când am luat-o. Vă uitați câți pești umblă pe la suprafață pe aici. Asta după cum vine în mal, de obicei amul vine așa în mal. Fain să fie amul. E un ciortan. Oricum, ideea e că ori început să mânce și la suprafață. De mică nu e un amur. Frumos. Boloneza-i cerc.
Hai băi. Deci tocmai așa. Deci chestia asta m-a convins să mai stau, pentru că nici ora 6 nu este. Și mai stau și mai încerc, chiar dacă aveam de gând să plec. Fuu, ce frumos e. Bun. Micuț, am prins și de 8-9 kg la pâine. Asta e un pui. Dar nu contează. Îl las aici. Vedeți, mi-am adus pâine. Și mai încerc câteva minute. Am pus o bucată chiar mică. Sper să fie în regulă. O să las aici așa. Filmez, să dau zoom cu telefonul, să vedeți și voi cam ce se întâmplă acolo. Dacă apuc. Acum se vede și pluta și bucata de pâine. Păi ia o mă. Ce pe ploaia. În fine, cred că strâng și plec, dar a prins ideea. Ce să zic, să ne vedem cu bine și sănătoși după 15 mai. Și puteți încerca și voi oricând tehnica asta, oriunde. Salutare!